Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată cu calitatea șoselelor europene sau rămânem cu celebrele autostrăzi trasate cu carioca pe hârtie de miniștri îmbrăcați în toate culorile politice? Câți bani ne oferă Comisia Europeană pentru a spăla rușinea de pe șinele CFR? Un acronim care înseamnă mai degrabă căile fatale române. Vă pregătiți de vacanță, strecurați în bagaje și o rezervă de răbdare. În aeroporturi se anunță din nou aglomerație mare. Ce drepturi aveți? Cum vă puteți recupera banii? Mai înseamnă UE și altceva decât fonduri europene? Răspunde Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, cea mai înaltă funcție ocupată de un român în instituțiile europene. Începem. Doamna Vălean, bine ați venit la Insider Politic. Bună ziua, bine v-am găsit. Începem cu Ziua Europei. Am aniversat de curând Ziua Europei și aș vrea să vă întreb totuși de ce credeți că încrederea românilor scade în Uniunea Europeană? Domnule Zacman, dacă e să ne uităm la Eurobarometru, vedem că încrederea românilor sau diferența de procent între Eurobarometru actual și cel precedent este, să zicem, poate de un 2%. Dincolo de valorile absolute, asta înseamnă o scădere în media europeană. Și atunci întrebarea, dacă îmi permiteți să o reformulez, ar fi de ce scade încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană. Și trebuie să spun că nu văd un răspuns neapărat simplu. Uniunea Europeană s-a dovedit extrem de utilă, a fost absolut evident și eu cred că cetățenii au simțit acest lucru în timpul recentelor crize. Ce am fi făcut în mod fărâmițat în timpul pandemiei, dacă nu aveam o coordonare centrală? Îmi aduc aminte de dezastru care era cu tot traficul rutier, dacă nu am fi instituit coridoarele verzi în timpul pandemiei. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi găsit împreună vaccinuri, dacă nu am fi coordonare și solidaritate. Imediat criza energetică, apoi acest război neprovocat al Rusiei în Ucraina a dat dovadă de o mare solidaritate europeană, iar cetățenii europeni au fost extrem de mișcați de ceea ce se întâmplă la granițele Uniunii și au dat dovadă de o solidaritate și o capacitate de a lucra împreună extraordinară. Sigur că toate aceste stresuri, tot acest stres repetat impactează cumva economia. Avem, ne spun specialiștii, o creștere a inflației, există un pic de slabă predictibilitate pentru viitor și cred că multe îngrijorări. Deci și atunci, traiul de zi cu zi până la urmă. Da, cred că traiul de zi cu zi, viitorul ce ne așteaptă și nu e neapărat o scădere, consider eu, permite și nu sunt specialist, în instituțiile europene anume, pentru că ar trebui văzute și puse în echilibru și cu încrederea în autorități, în guverne. Deci nu aș fi îngrijorată că România anume au o scădere dramatică de încredere în instituțiile europene. Săptămâna aceasta Bucureștiul a fost marcat de un protest. Protestul celor de la AUR și există multe dezbateri în societatea românească despre pericolul extremist. Dumneavoastră de la Bruxelles simțiți acest curent? Mă mărturisesc că eu nu știu foarte multe despre această nouă mișcare. Am și fost puțin preocupată cu, să zic, partea administrativă europeană, dar am văzut de-a lungul timpului și din calitatea mea de politician european foarte multe mișcări, să spunem, naționaliste sau mișcări de un anumit tip de extremă. Că poate să fie extremă de stânga, poate să fie extremă naționalistă, poate să fie extremă de dreapta, ea se manifestă în mai multe feluri în diverse țări europene. Chiar recent a fost numit unul din partidele care asociate la guvernare în Suedia, care este țară cu președinția Uniunii Europene. Este, să spunem, numit extremist. Se manifestă ca atare? Nu. Câte procente pot lua unii sau alții cu un anume tip de discurs? Cred că ceea ce este important este ca cetățenii să monitorizeze discursul și ideile. Pentru că etichetele nu sunt neapărat cuantificabile în voturi. Noi am văzut, au fost valuri enorme de îngrijorare la nivelul Uniunii Europene, în capitale, în legătură cu un partid sau altul, în țări mari, grele, europene, dacă vor câștiga sau nu alegerile. Unii s-au prezentat mai bine,
bine, alții mai slab. O să vedem. Este o formă a democrației, o manifestare a societății. Probabil că întrebarea ar fi, este societatea noastră într-o, și în ce procent și în ce măsură permisivă și permeabilă la un anume tip de idei care se manifestă în discursul public într-un fel sau altul. Astea sunt întrebări, dar cred că sunt mai mult pentru sociologi și pentru dumneavoastră jurnaliști, pentru dezbatere, dar n-aș fi extrem, ca să folosesc cuvântul cheie, de îngrijorată pentru nimic, pentru că, în fond, am văzut în multe locuri, în democrații foarte stabile, diverse feluri de a-ți exprima voința, ideile politice, iar greutatea pe care le-au căpătat-o în societate nu a fost niciodată determinantă cât să răstoarne, să spunem, lucrurile din cursul lor normal. Aminteați de războiul din Ucraina, de agresiunea Rusiei în Ucraina și v-aș întreba cum văd instituțiile europene, cum vede Europa ajutorul oferit de România? Să știți că România este un partener foarte serios al Uniunii Europene în ceea ce privește demersul comun și solidaritatea și eforturile pentru a contracara această tensiune de la granițele Uniunii Europene. A fost, aș spune, impecabilă. De la solidaritatea arătată de simpli cetățeni români în primele zile ale conflictului, care au mers în graniță, care au luat acasă refugiați ucrainieni, până la mai recent cumpănirea cu care România a stat, a discutat și a așteptat o soluție comună la, să spunem, criza cerealelor, fără să răstoarne masa și să ceară, nu știu, o politică deja la 180 de grade întoarsă. Toate astea sunt văzute și apreciate și România este considerată dintre țările de frontieră, probabil, dacă este o pe fiecare dosar în parte, țara care s-a comportat cel mai solidar, solid și un partener de încredere. Apropo de criza cerealelor, a fost săptămâna aceasta o întâlnire la Kiev între Volodymyr Zelensky și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care președintele Ucrainei a cerut să fie ridicate acele baraje pentru importuri impuse până la urmă de Comisia Europeană și de statele care au asigurat acel culoar de tranzit. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Să știți că președintele Zelensky, he has a point. Cu alte cuvinte, noi nu putem lăsa o situație de piață care nici măcar nu este, cum să spun, un semnal pe termen lung, pentru că tot ceea ce înseamnă piața, comerțul cu cereale, piața agricolă, depinde de sezoane, de trader, de importator, de exportator, de nevoile pentru furajer, pentru consum. Noi nu putem lăsa fluctuațiile de piață să se transforme într-o chestiune de natură politică între Uniunea Europeană și Ucraina. Ar fi mai mare păcatul, pentru că această colaborare și solidaritate s-a exprimat într-un mod foarte solid. România, odată în plus în această chestiune, a fost cu nume apreciată în cadrul Comisiei Europene. De ce? Pentru că nu a luat măsuri unilaterale. A zis să venim, să discutăm și să vedem ce putem face împreună pentru a minimiza efectele, să spunem, de piață într-un anume moment. Deși pentru, au fost efecte și în piața românească. Nu zice nimeni că ele nu există, dar ele nu pot determina o politică pe termen lung a Uniunii Europene. Și trebuie, ceea ce am căutat noi să facem de la Bruxelles, sigur nu este dosarul meu, de el s-a ocupat Comisarul pentru Agricultură, dar și Comisarul pentru Comerț Exterior, care decide aceste relații, să spunem, de comerț exterior cu Ucraina, ceea ce privește taxarea sau absența taxării sau așa mai departe. Știu că a fost o muncă foarte intensă, pentru că aici e vorba de a înțelege care sunt exact fenomenele și resorturile care determină o anumită situație. Nu putem să dăm cu guma și să zicem, din cauza Ucrainei. Asta este inacceptabil și eu cred că, într-un anume sens, ceea ce președintele Zelensky a vrut să reafirme, dar nu era nevoie, pentru că președinta von der Leyen este
O persoană extraordinar de echilibrată și cu o voință extraordinară de a face lucrurile să meargă bine și de a sprijini Ucraina. Înțelege foarte bine ce înseamnă situația Ucrainei și, pe de altă parte, inspiră și sprijină solidaritatea europeană pentru a răspunde acestui conflict. Deci, este bine că s-a spus în clar, este un mesaj politic către țările din frontieră, nu România, pentru că România a înțeles se comportă foarte bine în acest context. Lucrurile vor merge fluctuant în această privință. În ce a constat acest ajutor oferit de Comisia Europeană când vorbim despre grânele ucrainiene scoase prin Marea Neagră, în Marea Mediterană, etc.? S-a pus problema de la bun început al faptului că Ucraina a devenit sufocată. Practic, Ucraina... Odată cu ocuparea portului Odessa. Aici, grânele, cerealele, produse agricole, sunt foarte vizibile și se discută despre ele, pentru că aici este un interes global. Adică de la programul World Food Program de hrană al Națiunilor Unite. Toată lumea s-a implicat pentru că Ucraina era un furnizor și rămâne un furnizor important pe piața cerealelor globale. Și atunci aici exista foarte multă vizibilitate, dar în spatele discuției despre cereale, noi avem de-a face cu Ucraina și am zis noi cel puțin. Imediat și Moldova, două țări ale căror rute de import-export, rutele lor comerciale, care reprezintă linia de supraviețuire a oricărei economii, au fost brusc tăiate din cauza agresiunii Rusiei. Ele, în mod tradițional, aveau piețe către Rusia, abia la Rusia și așa mai departe, s-au trezit în fața acestei agresiuni, s-au trezit cu o Mare Neagră blocată, încotro. Pentru că o economie și o societate nu poate funcționa dacă nu are influxuri de capital, dacă nu poate face comerț, să vândă, să cumpere lucruri esențiale. Deci, dincolo de cereale, avem minereuri extrem de necesare pieței internaționale și cele europene care vin din direcția respectivă. Avem ajutorul umanitar extrem de necesar Ucrainei, avem combustibili. Sunt foarte multe lucruri care fac parte din acest comerț. Un lucru interesant și vreau să-l afirm, pentru că lumea are impresia că noi facem un serviciu Ucrainei facilitând acest comerț al ei, importuri-exporturi. Să știți că valoarea per ansamblu a exporturilor Uniunii Europene către Ucraina de la începutul războiului este mai mare decât invers. De ce? Pentru că Ucraina are nevoie de foarte multe produse, le obține din alte părți, acum le obține din piața europeană, iar țările de frontieră, România inclusiv, sunt printre principalii beneficiari ai accesului în piața asta ucraineană, care este totuși foarte mare. Asta nu s-a spus până acum. Păi, vă spun eu, pentru că în general se consideră că noi tot facem favorul Ucrainei, exact. Dar până la urmă, ca în orice parteneriat sau o relație onestă între două entități și în comerțul global internațional, toată lumea beneficiază într-un fel sau altul. Ei au nevoie de produse, noi avem o piață în plus, de ce nu? Deci cum a ajutat, m-ați întrebat, Uniunea Europeană? Da, pe transportul de cereale, dacă aveți câteva cifre, să avem o imagine de ansamblu. Aș vrea să zic de peste 50% din tot ceea ce înseamnă schimburile externe ale Ucrainei pe coridoarele solidarității sunt prin clusterul din România, Dunăre, Portul Constanța, este enorm și arată, de exemplu, contribuția României în aceste coridoare ale solidarității. Ele nu înseamnă numai România, că dacă ne uităm, de exemplu, Olanda, zice ce face Olanda. E bine, Olanda își trage foarte multe trenuri cu cereale dinspre Ucraina către porturile sale, pentru că reprezintă ceva interesant și din punct de vedere economic pentru ei și din punct de vedere al comerțului. Noi trebuie să înțelegem în momentul de față că toată această conectare la piața din Ucraina și Moldova reprezintă o practică lărgire a pieței unice europene,
problematica cea mai mare rezidând în aceea că infrastructura nu este suficient sau nu a fost suficient de dezvoltată. Numai dacă ne uităm la ecartamentul sovietic în aceste două țări și ecartamentul european în România, dăm seama care au fost blocajele. Dar am să vă spun de pildă că finalizăm la sfârșitul acestei luni un studiu de fezabilitate care va face care propune o linie cu ecartament european care vine Lvov, Iași, Chișinău, Odessa. Asta este absolut extraordinar, inclusiv pentru România, care va fi conectată pe ecartament european la aceste două piețe, nu mai spun pentru România și Ucraina. Știți ce mă sperie? Această idee de studiu de fezabilitate. În România este compromis acest concept de studiu de fezabilitate. Asta înseamnă că nu se va face niciodată. Îl face Comisia Europeană și se finalizează acum. Știți de ce ne trebuia studiu de fezabilitate? Pentru că așa se lucrează în Uniunea Europeană. Când în România se fac studii de fezabilitate, durează prea mult și după aceea se uită într-un sertar și când trebuie să reiei proiectul, studiul de fezabilitate e prea vechi și trebuie să mai faci un studiu de fezabilitate, nu înseamnă că așa funcționează și Uniunea Europeană. V-am menționat de asta de ce? Pentru că suntem în așteptare ca să putem semna hărțile de privind rețeaua de transport europeană care să includă și Ucraina și Moldova. Noi le extinsesem sau am propus deja extinderea pe Moldova și Ucraina. Numai că ne-a venit această idee cu o linie cu ecartament european, pe care nu avusesem, să zicem, imediat, dar nu putem să o punem din pix sau cu carioca, cum ați spus în intro-ul dumneavoastră, pe hartă, o desenăm. Trebuie să vedem care ar fi, cum ar arăta, pentru că în momentul în care am pus-o pe hartă, aia chiar așa trebuie să se facă. Deci nu mai la stânga, mai la dreapta. Încercați o integrare economică, aș putea să-i spunem, a Ucrainei și a Republicii Moldova, până la integrarea politică. Să știți că asta este întreaga cheie. În fond, Uniunea Europeană este și un spațiu comun economic. Toate țările sunt membre ale Uniunii Europene, dar sunt interdependente și parteneri extraordinari pentru schimburile. De fapt, asta a și fost ideea de pornire de a Uniunii Europene, până la urmă o comunitate de prosperitate, care punând împreună spații economice să ajungă să dezvolte și să aducă mai multă prosperitate cetățenilor lor. Apoi a apărut integrarea politică, care acum, sigur, este cea pe care o vedem că are, să zicem, preponderență. La fel, cred eu, și pentru Ucraina și Moldova, până la integrarea politică, această integrare de piețe este un motor absolut esențial și care poate aduce beneficii concrete. Pentru Republica Moldova ar putea fi chiar o salvare, mai mult decât o gură de oxigen. Am fost la Chișinău luni și marți, de Ziua Europei, am vrut să marchez simbolic la Chișinău Ziua Europei, pentru că există părți ale societății care au fost tradițional obișnuite cu, să zicem, o reprezentare mai degrabă sovietică. Cu parada Victoriei de la Moscova. Da. Victoria împotriva... Acum președinta Sandu spune, zice, Ziua Păcii. E și una și alta, depinde cum pui accentul. Este mai puțin cunoscut în acest spațiu și așa vedem totuși distanța pe care noi am parcurs-o din Estul Europei. Pentru noi, sărbătoarea de la Moscova nu înseamnă nimic. Exact. Pe când pe 9 mai este Ziua Europei. Și atunci trebuie să vorbim despre asta. În mod simbolic, pe 9 mai am dorit să semnez la Chișinău aderarea, asocierea Moldovei la programul Connecting Europe Facility, mecanismul de interconectare europeană, care este cel mai important program de finanțare a infrastructurii, nu numai în transport, dar și în energie și în digital. Și acum, până acum, noi avem niște proiecte pe care Moldova le va câștiga împreună cu România, că a trebuit să depună împreună cu România în acest mecanism de finanțare. Dar odată cu această asociere, Moldova va putea pe propriile picioare să acceseze un nou mecanism de finanțare pentru infrastructură, ceea ce arată o formă de integrare deja care nu este politică, dar este practică. Și am văzut cu acest prilej o voință extraordinară a autorităților de la Chișinău, o efervescență și o dorință de a face pași cât se poate de rapizi pe această cale a integrării europene. Dar mi s-a părut schimbată țara sau Chișinăul?
acum eu nu pot compara decât cu acum un an și jumătate. E termen cam scurt de comparație. Vreau să vă spun că mi s-a părut schimbată în sensul în care am simt mai multă încredere. Acum un an și jumătate, când am făcut o vizită la Chișinău, tot pentru probleme de infrastructură și cooperare în domeniul transportului, să spun că era mai multă apăsare. Dar acum, și cred că este corect să spunem, că Moldova s-a afirmat prin niște salturi extraordinare în conștiința publică și politică europeană. A știut să beneficieze, am găsit niște colaboratori excelenți care au presat permanent, am avut un dialog permanent și insistent cu autoritățile din Moldova pentru diverse lucruri care să-i ajute în acest context, de exemplu liberalizarea transportului rutier. Înainte să aud pe cei din Ucraina, am auzit pe cei din Moldova care au zis, ne trebuie liberalizarea n-au zis așa, ne trebuie mai multe permise de transport. Și asta a generat ideea că, într-adevăr, aceste țări, fiind blocate cumva în partea lor estică, ele au nevoie de transport către piața europeană și nu poate să funcționeze pe 200 de permise din Ungaria și 300 din Slovacia. Nu. Și atunci am venit cu această idee și am propus liberalizarea operațiunilor de transport, astfel încât ei pot să-și desfășoare, nu în bază de permise, ci liber, oricâte operațiuni au nevoie. Dar pentru clienții europeni. Dar cu frica războiului? Sigur că există o oarecare tensiune. N-aș spune neapărat că este o tensiune de tranșee, pentru că asta o pot simți la ucrainieni și este reală. Adică atunci când discut sau întâlnesc persoane, autorități ucrainiene în diverse conjuncturi, că la graniță, că în Uniunea Europeană, la o reuniune sau alta, poți să simți. Este simți fizic. Durerea, emoția, apăsarea. Moldova nu e în această situație. Acolo am simțit multă încredere pentru că simte că are parteneri foarte solizi și dorește să apese pe accelerație, să se lipească cât mai tare de acești parteneri. Scandalul Băstroie, cum e privit de la Bruxelles? Mulți români sau mulți oficiali români, politicieni, v-au invocat ca arbitru în acest scandal diplomatic dintre România și Ucraina. Scandalul Băstroie nu se vede niciun fel la Bruxelles. Nu există la Bruxelles. Nu există? Nu. Nu există la Bruxelles pentru că nu am fost solicitați în mod expres. Practic. Cine trebuia să facă această solicitare? Ministerul Transporturilor? Pe cei care României? Consideră că sunt în mijlocul unui scandal. Deci noi, eu la Bruxelles, comisarul de transport, am primit o solicitare din partea Ucrainei la un moment dat, când extindeam hărțile de infrastructură de transport, cu rugămintea de a include din partea Ucrainei brațul Chilia în rețelele de transport europene. El nu este acum în rețelele principale de transport. Conform regulamentelor noastre, noi nu putem, când ai o infrastructură de transport la frontiera între două țări, să incluzi nimic fără acceptul celeilalte. Și atunci ceea ce am inițiat a fost o consultare cu România. Am primit un punct de vedere rezervat. Am informat partea ucrainiană, asta ar fi care n-a mai zis nimic, referitor la faptul că nu poate intra în hărțile de transport brațul Chilia din motivele care s-au spus. Dar este practic singura sesizare sau solicitare oficială pe care am primit-o la Bruxelles. Acum, sigur, se întâmplă că eu sunt român, că urmăresc desigur dezbaterea din România. O dezbatere amplă, de altfel ați văzut prima pagina ziarelor săptămâni. Știu un pic și eu istoricul faptelor și întâmplărilor legate de Delta Dunării, că țin ca român la acest spațiu de mediu care este absolut extraordinar și unic pe continentul nostru, dacă nu cu specificitățile lui în lume, deci țin la el și nu vreau să fie distrus de nimic, nici de coridoarele solidarității, nici de nimic. Acum, noi, din punct de vedere al rețelelor de transport, pentru noi este foarte clar, coridorul solidarității care ține de Dunăre merge din porturile dunărene, inclusiv ucrainene și mai departe, cu ieșire spre Marea Neagră, prin canalul Sulina.
Asta sprijinim economic, financiar, cu proiecte, cu bani, 25 de milioane pentru bunătățirea traficului. Brațul Sulina, nu brațul Chilina. Brațul Sulina este brațul Dunării, care reprezintă pentru noi un punct esențial în coridoarele solidarității, nimic altceva. Și nimeni nu zice, de fapt, nimic altceva. Nimeni nu zice, de fapt, altceva. Acum, interesul tuturor este ca această chestiune să se discute. Eu am constatat de mai multă vreme, eram parlamentar european, mai la începuturile carierei mele, și eram invitați toți să intrăm în niște grupuri de prietenie sau comisii cu diverse țări. Și, sigur, de la Australia la Noua Zeelandă, ce vreți dumneavoastră, și mai departe. Și eu m-am gândit să intru în Comisia pentru Ucraina. Da, vorbim acum de 10-15 ani. De ce? Pentru că întotdeauna m-a fascinat această idee că noi avem un vecin atât de mare cu care practic nu colaboram. Și vedeam pe colegii mei polonezi care erau într-o efervescență economică de schimburi cu Ucraina și așa mai departe. Și mă tot întreba, dar România de ce? Și atunci am înțeles multe la momentul respectiv despre felul în care Ucraina funcționează. Am fost observator pe la alegeri. Foarte interesant spațiul ăsta estic. Am găsit în epocă chiar multe asemănări cu România. Am zis, wow, deci România că seamănă, nu știu, într-un, să zicem, în aeroport cu cineva, seamănă cu ăla din Kiev. Adică, bun, eram, să zicem, mai înapoiați și noi. Dar de ce vă spun această poveste? Pentru că finalmente tragi linie și constați că dacă tu nu ai un dialog permanent și transparent cu un vecin sau un partener, voi poate și vă înțelegeți, dar dacă nu vorbiți, cum o să ajungeți la o concluzie comună? Cum explicați acest blocaj, totuși? Este tradițional. Și diplomatic și politic. Păi da, v-am spus povestea. Că nimeni niciodată nu se uită în direcția. E drept că România și-a dorit foarte mult integrarea către vest. S-a uitat spre vest. Și s-a uitat spre vest, fără a se mai, să zicem, preocupa. Poate a fost și reticența asta față de fostul spațiu sovietic. Dar trăim într-o altă lume, suntem într-o altă realitate. Noi suntem un membru al Uniunii Europene. Noi putem oferi acestor țări dinspre estul nostru. Și uitați-vă acum cum apar noi parteneri, de exemplu, toate țările caucaziene care vor acum să dezvolte coridorul de mijloc, cum vin către și poarta de intrare în Uniunea Europeană e cine? Păi e România aici, la Marea Neagră. Adică e un tip de politică care eu sunt convinsă că se va desfășura, se va dezvolta și în România, dar care nu a existat din vari motive, nu neapărat rele intenții. Și acum, ca să mă întorc la Băstroie, zic, opinia mea și mesajul pe care noi l-am transmis în procesul de mediere, pentru că noi am încurajat părțile să cadă de acord, să măsoare, să decide și așa mai departe. Au măsurat, dar nu știm care e rezultatul acestei măsurători. Păi ei ne spun că ne vor spune. Și asta ne spun și nouă, da. Și dumneavoastră și nouă. Da. O să aflăm. Pentru că trebuie să-și facă fiecare o gândire proprie în legătură cu evaluarea pe care o are de mediu, de comercial, economică și așa mai departe și împreună să ia o decizie. Noi dorim să facilităm acest dialog. Mie nu-mi place chestia asta că vine Comisia Europeană și le spune ce să facă. Nu-mi place nici ca român și nu cred că le place necesar nici ucrainienilor. Deci cel mai bine ar fi ca părțile să discute și să ajungă la o convenție. Adică să fie ceva clar. Domnule, deci uite, asta considerăm noi că este rostul aici în regiune, că până la această adâncime, pe acea porțiune, pentru că, atenție, nu, noi vorbim de medii, dar ele sunt mai sus, mai jos, nu e foarte simplu. Deci noi ne propunem să facem cu tare lucru, pentru noi, în momentul de față, la Comisia Europeană, nu avem nicio solicitare oficială de a media ceva, am făcut-o din proprie inițiativă, pentru că vrem să funcționeze coridoarele solidarității, vrem să fie bună înțelegere aici, pentru că sunt porturi ucrainiene la Dunăre în care vin cereale, pentru că e portul Giurgiulești al Moldovei, pentru că avem interese economice de o parte și de alta, dar canalul Sulina este cel pe care îl sprijinim și îl considerăm principalul canal de trafic de mărfuri în Delta Dunării. Doamna Voleană, aș vrea să vă întreb câți bani alocă Comisia Europeană pentru construcția de autostrăzi în România și de ce se mișcă lucrurile atât de greu la noi și o să vă rog să-mi răspundeți după o scurtă pauză de publicitate. Revenim!
Ne-am întors, așadar, doamna Vălean, vă întrebam despre celebrele autostrăzi deocamdată pe hârtie. Câți bani alocă Comisia Europeană? Să știți că sunt foarte multe fonduri, eu nu știu să vă spun, fondurile pe care le gestionez eu, mecanismul de interconectare europeană, nu dau bani la autostrăzi, decât, pentru că este un regulament european, nu e că vreau sau nu vreau, deci, decât pentru, să spunem, proiecte adiacente, cum ar fi, dacă este să pună stații de încărcare pentru vehicule electrice, dacă sunt sisteme de trafic inteligent, pentru asta da. Dacă sunt parcări inteligente pentru traficul de mărfuri. Deci, în fondurile pe care le gestionez, eu nu. Noi suntem concentrați pe calea ferată în special. Dar sunt, după cum am spus, posibilități. În schimb, sunt fonduri de coeziune, sunt fonduri regionale și sunt, foarte important, banii din PNRR. În PNRR, România are un buget de transporturi mai mare, sau să zicem, bugetul de transporturi are pondere în PNRR-ul României, cea mai mare dintre toate statele europene. Deci România, chiar când a făcut PNRR-ul, a acordat o atenție deosebită infrastructurii de transport. Era privit așa cam ca ultima șansă să ne conectăm și noi la drumurile europene. Și sunt, să zicem, 8 miliarde, din care probabil jumătate sunt pentru autostrăzi. Și a fost un efort de explicare, dar până la urmă înțeles ușurință. Bun, dar aceste miliarde că trebuie presupun bani reforme. În infrastructura rutieră în România. Deci au înțeles liderii europeni că avem nevoie de bani pentru drumuri. Însă noi trebuie să facem reforme ca să primim acești bani. Sunteți optimistă că vom face reforma pensiilor speciale, reforma salariilor, legea salarizării, etc., etc.? Eu spun de la începutul mandatului, mă, când sunt întrebată, dacă se poate face ceva mai bine. Ceva mai bine este dușmanul binelui. Cu alte cuvinte, dacă mi-am asumat un proiect și am zis, l-am pus pe hârtie, ăsta este proiectul, păi trebuie să-l fac pe ăla, pentru că este clar cel mai bun proiect. Dacă mă apuc de fiecare dată să caut ceva mai să bine... Să renegociem PNRR-ul, pentru că despre asta e discuția acum. Să știți că totuși chestiunea cu renegocierea PNRR-ului nu este lipsită de sens, pentru că s-au mai întâmplat niște crize între timp și, de exemplu, și Comisia Europeană recomandă anumite proiecte pentru Repower EU, de exemplu, pentru domeniul energie. De energie, care ar trebui să regăsească tot în PNRR. Deci niște... ajustări, să ne spunem. Niște ajustări mutări sunt legitime. De asemenea, dacă noi considerăm anumite proiecte ambițioase de infrastructură care ar putea să nu se realizeze, ar fi păcat să nu spunem asta. Am zis întotdeauna că noi am pierdut bani europeni în infrastructură pentru că nu am admis repede și la timp faptul că ceva nu poate fi gata ca să se poată repoziționa banii pe proiecte care ar fi mai mature și ar putea să se întâmple. Eu cred că există deschidere la nivelul Comisiei Europene, nu de mine personal, nu pot decât să încurajez și să ajut pentru a face lucruri cu sens dacă e nevoie să ajustăm ceva în PNRR. Care... Nu mă întrebați de pensii speciale pentru că pentru mine este un subiect pe care nu îl stăpânesc și, de fapt, ca să zic așa, nici nu e un concept european, toată lumea are un fel de pensii speciale care a fost definiția pe care România a dat-o în PNRR și ce anume s-a angajat să facă, a depins de România, iar eu, din păcate, nu știu că nu e din domeniul meu. Știu, dar noi ne-am angajat ca țară, ca guvern, că vom face aceste reforme ca să primim banii din PNRR și acum asistăm... Nu, eu cred că ne-am angajat să facem niște reforme pentru că au fost puse niște cerințe. Pentru că, de exemplu, noi nu ni s-a spus ce să ne angajăm ca să primim banii, dar ni s-a spus că trebuie ca infrastructura pe care o dezvoltăm să aibă componente de sustenabilitate. La fel și cu anumite jaloane care țin de politicile astea. Noi suntem totuși singura țară europeană care suntem în procedură de deficit. Noi avem niște obligații în legătură cu, nu știu că nu sunt finanțist, dar cu pot să vă spun politic vorbind, de o anumită pondere a anumitor cheltuieli din PIB sau... și probabil că sunt puse aceste jaloane și apoi ești întrebat, că așa se face întotdeauna, cum vrei să obții acest jalon. Și atunci timp? Tu îți asumi și zici, nu știu, pensii sau mai știu eu ce. Deci este un angajament al României. Dar dacă sunt argumente,
În opinia mea, ele pot fi prezentate și lucrurile sunt înțelese. Nu e absolut nimeni absurd la Bruxelles să dorească rău cuiva. Din contră, toată lumea la Bruxelles vrea să se cheltuie acești bani din PNRR-uri. Pentru că asta ar însemna succesul PNRR-ului, banii care s-au dat se cheltuie. Deci toată lumea vrea ca România să ia banii. Care ar trebui să fie prioritatea României? Autostrăzile sau calea ferată? Autostrăzile. Dacă e să mă întrebați așa, să vă dau un răspuns parțial de român. Noi avem... calea ferată este foarte importantă pentru că se fac câștiguri de natură economică, deci business-ul. Dacă eu am o rețea bună și eficientă de căi ferate, transportul pe feroviar ar putea să ajute foarte mult economia să se ridice. Pe de altă parte, pentru cetățeni, că suntem aici la București, marea durere rămâne rețeaua de autostrăzi și, mă rog, și marea rușine într-un anume fel. Fac 12 ore cu trenul ultimii. Până la Vatra Dornei la mama, vă anunț. Deci avem absolută nevoie de autostrăzile pe care le-am planificat să le facem repede. Eu am primit semnale încurajatoare dinspre autorități. Nu am elemente să afirm că e ceva întârziat sau că nu se face sau că se pierde. Și atunci trag nădejde odată în plus. Deci că ne-am putea respecta lumea, angajamentele. Că dacă aceste proiecte le ținem de ele și merg așa cum au pornit, ar trebui să avem totuși autostrăzi. Cu ministrul Grindeanu cum lucrați? Foarte bine. Am lucrat foarte bine cu toți miniștrii transportului. Și am avut PNL, USR și acum PSD. Dar știți de ce? Pentru că cred toată lumea înțelege foarte bine că e nevoie și există o așteptare publică uriașă de la un ministru al transporturilor și de la un comisar al transporturilor și atunci ne-am întâlnit practic în mod natural într-o înțelegere comună că ce am stabilit și care sunt proiectele de alea ne ținem și facem tot ce putem ca ele să meargă înainte. Ar trebui să rămână domnul Grindeanu ministru? Asta e o întrebare politică, ține de... Faceți parte și din PNL, totuși. Acum sunt comisar în emisiunea dumneavoastră, nu pot să fac afirmații. Repet, am lucrat bine cu toată lumea, important e să ne ținem de proiecte, iar chestiunea asta chiar excede puterea mea de analiză. Să știți că seara și săptămâna aceasta am avut câteva emisiuni la Prima News și colegii dumneavoastră din PNL v-au dat ca variantă pentru Ministerul Transporturilor. Vă tentează? Eu trebuie să-mi termin mandatul de comisar de transporturi. E foarte important, pentru că înțelegi mecanisme și lucruri cum se întâmplă în alte părți. Vă dau un exemplu, poate n-ar trebui. Pensii speciale sau în fine, așa se discuție. Este foarte interesant, de exemplu, o mare problemă de transporturi cu Belgia. Belgia nu își poate încasa banii de la Eurocontrol din cauza... drepturilor, să zicem, salariale și de pensii ale controlorilor de trafic aerian care deservesc spațiul belgian. Ce promite ministrul transporturilor, care zice să găsim împreună o soluție. Greu. Zice, pentru că reforma pensiilor durează și noi trebuie să încasăm banii acum. Și în alte state. Pentru că ce să vezi, primești nu știu câte X salarii în plus la pensionare. Deci au un pachet social, foarte devreme. Sunt niște chestii sociale uriașe. Toate lucrurile astea, când ești comisar, le vezi, le înțelegi și atunci poate când interpretezi ce se întâmplă în țara ta, nu mai ești la fel de stresat sau speriat sau poate găsești bune practici în altă parte. Pentru mine e foarte important să-mi termin mandatul. Și după finalul mandatului ce veți face? Sincer să vă spun, domnule Zagman, nu știu. Eu am fost europarlamentar printre primii... Chiar din 2007, dacă da, printre primii europarlamentari am avut o anumită înțelegere a mandatului de europarlamentar, adică înțelegerea este că trebuie să muncești enorm și să-ți creezi influență pentru țara ta în concertul politic european care este necruțător. Nu-ți dă nimeni nimic.
gratis, ca să spun așa. Am ajuns în poziție foarte înaltă în Parlamentul Europei. Numai președinte al Parlamentului European n-am fost. Am fost vicepreședintă, președinte de două comisii, dintre cele mai grele, cu bugetele cele mai mari, și anume mediu și industrie. Am făcut rapoarte care au adus ceva concret românilor, pentru că auzeam într-o zi la radio, cineva spunea de Ziua Europei, zicea, uite, eu sunt mulțumit, era o doamnă, pentru Uniunea Europeană și le mulțumesc pentru roaming. Și eu mulțumesc și pentru eu roaming. Am zis, zici un nume? Pentru că raportor de roaming am fost eu. Sigur, astea sunt, cum să zic, eroi necunoscuți, nu contează. Important este că s-au făcut lucruri care au contat și contează. Și pe asta îmi dă o mândrie personală, dar este și foarte, foarte multă muncă. Acum este acest comisariat, mai am foarte multe de făcut, pentru că și pandemia, și crizele, și Solidarity Lanes tot au întârziat o multitudine de dosare, deci acum stăm într-o viteză accelerată și vin alegeri în România. Vin alegerile europarlamentare, veți fi pe lista PNL? Asta e o întrebare pentru PNL, pentru că astea pe sunt liste eminamente. La PNL nu prea eminamente... știm pe cine să întrebăm, asta e problema. Asta... Cine va fi? Da, cine va fi, într-adevăr. Este o alegere eminamentă politică. Aici, totuși, partidele trebuie să decidă cine consideră, dacă ei vor considera că ce am făcut eu, prestația mea, contribuția pe care am avut-o, este ceva cu care se pot mândri, îmi vor propune să candidez. Pentru Parlamentul European, să vedem ca să înțeleagă oamenii. Da, sunt primele alegeri. Președintele Klaus Iohannis, după părerea dumneavoastră, are o șansă să obțină o funcție importantă pe plan european? Președintele Klaus Iohannis are o funcție foarte importantă pe plan european, este președintele României. Dar nu va mai fi în curând. Bun, dar vreau să spun, ca să înțelegem, față, pentru că sunt unele funcții europene pentru care sunt europene, dar asta nu înseamnă neapărat, știu eu cu ce. Cu putere. Președintele Iohannis este un președinte care este respectat, are foarte multe relații și conexiuni politice. Nu știm ceea ce dorește domnia sa, dar aș spune că din punctul ăsta de vedere are sigur toate posibilitățile deschise în fața domniei sale dacă își dorește ceva anume. Mai avem un minut și aș vrea să discutăm pe scurt despre vara care se apropie. Va fi aglomerată în aeroporturi? Da, mai avem un minut, deci da. Estimările noastre arată o creștere cu 8% a traficului aerian în vară. Europenii doresc să călătorească cu avionul. În aeroporturi avem următoarea problemă, nu toate sunt la zi cu reangajările post-pandemie. Avem greve de controlori de trafic, cum au fost recent în Franța, care o să știți în Franța. E bine în Franța, pentru că îmi afectează tot survolul. Sunt foarte multe probleme. Noi am început încă din februarie un dialog foarte intens cu autoritățile naționale, cu companiile, cu aeroporturile, cu toată lumea, în pregătirea sezonului estival, pentru a încerca să minimalizăm aceste efecte pentru călători. Săptămâna trecută m-am întors de la Londra și am avut întârziere 4 ore jumătate la decolare. Ce pot să fac? Nu pot să vă întreb ce companie. Nu-mi spuneți. Nu vreau low să știu. Unele aeroporturi sunt foarte aglomerate, asta este adevărul. E o discuție pe care noi avem cu ei, pentru că nu este fair să ofere sloturi dacă nu au capacitate de a oferi serviciile la sol. Adică ei oferă, spun, nu știu, pot să gestionez 300 de zboruri astăzi. Dar în fapt ei toate au toate companiile și serviciile la nivelul aeroportului mult subdimensionate. Asta înseamnă întârzieri, înseamnă o mulțime de lucruri. Plus grevele, pentru că din Anglia dacă zburați încoace, nu știu, dar cred că prindeți și un pic de spațiul aerian francez. Și... Am prins greve și în Franța și în Belgia, dar grevele sunt de înțeles. Nu e de înțeles când ești în drumul spre aeroport și primești SMS. S-a amânat zborul cu o oră și apoi cu încă o oră și încă o oră și stai acolo. Da, dar ce insist eu, nu știți ce luptă a fost să apărăm drepturile pasagerilor în timpul pandemiei. A fost o presiune imensă să le waive, adică să nu mai primească nimeni nimic din cauza situației. A fost o mare luptă și eu cred că am reușit să impun această abordare. Domnul
Legislația drepturilor pasagerilor trebuie respectată cu sfințenie și nu facem niciun pic de rabat. Deci dacă s-a încălcat contractul pe care l-ați avut cu, la cumpărarea biletului, ei trebuiau să compenseze cumva necazul dumneavoastră, să aibă grijă de tot ceea ce înseamnă întârzierea. Doamna Veleanu, am ajuns la final, însă avem ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns, alegeți foarte scurt. Tren sau avion? Depinde unde mergi. Pe distanțe scurte tren, pe distanțe lungi avion, bănesc. Nu știu cum e, nici cu distanță, depinde de servicii. Ursula von der Leyen sau Roberta Metsola? Wow, sunt două doamne foarte... Plus că sunt prietena, deci amândouă. Una vă șefă politică, amândouă. Bicicletă sau trotinetă electrică? Să știți, cu bicicleta merg, cu trotineta n-am încercat, deci n-aș putea să spun decât bicicletă în acest moment. Bicicletă. Bruxelles sau Strasburg? Bruxelles. Maia Sandu sau Laura Codruța Kövesi? Maia Sandu. Limba engleză sau limba franceză? Limba franceză. Comisar european sau europarlamentar? Comisar. Highway to Hell sau Hit the Road Jack? Hit the Road Jack. Algebra sau geometrie? Sunteți geometrie, profesoare de matematică. Always. Geometrie. Și ultima, varză de Bruxelles sau varza la Cluj? Varza la Cluj, clar. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Vă mulțumesc și eu. Atât pentru prima parte. După pauză analizăm fiecare ministru în parte alături de scriitorul Mircea Dinescu. Rămâneți cu noi, revenim. Bun găsit din nou! Zilele guvernului Ciucă sunt numărate. Prin urmare, numărăm și noi performanțele executivului. Alături de mine, ca de obicei, scriitorul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu. Salut! Ați trăit mai bine sub guvernarea Ciucă în ultimul an și jumătate? Eu? Da. Nu. De ce să trăiesc mai bine? Păi așa se laudă liberalii, că au avut performanțe economice și că românii trăiesc mai bine. Băi, de când sunt ăștia la putere... Totdeauna ei se laudă cu niște performanțe care n-au nicio legătură cu viața de zi cu zi a poporului. Ce să simt la guvernul Ciucă? Că aveți un trai mai bun, că aveți o putere de cumpărare mai mare, că benzina e mai ieftină. Puterea de cumpărare e mult mai mică decât anul trecut, să zicem, acum 2 ani. Înainte să vină Ciucă. Eu nu sucă din pricina lui, știi? Nu despre asta e vorba. Dar pur și simplu performanța economică a guvernului Qatar. Nu. Pe domnului Ciucă, ce viitor îi vedeți? O să-i luăm pe fiecare în parte și o să discutăm despre toți miniștrii. Domnul Ciucă nu cred că are viitor, că are numai prezent. Pentru că e clar că nu e genul de politician care știe să tragă multe sfori diabolic sau din contră de o inteligență atât de mare încât este un om cum se cade, știi? Îl avem și aici. El e cunoscut poate în zona acolo, e oltean. E cunoscut acolo în zona aia, la cetate. Ce vă spun oamenii de acolo despre el? Unii îl știu de când era tânăr militar, subofițer sau ce era, și că era șoferul comandantului. Mi-au zis sună. Poate că cine știe era. Și că era băiat de treabă, știi? Venea, cumpăra pe târgurile alea pentru șefi. Deci nu pot să spun că a lăsat ca o cometă sau ca fenomenul Tungus o dâră în ținut acolo. Pur și simplu, un om cum se cade, un băiat cum se cade. Acest om cum se cade, credeți că va candida la alegerile prezidențiale? Nu cred. Nu cred, pentru că nu este un mare orator, să zici că va electriza marele public, așa. Cum am zis, n-a lăsat nici în urmă niște mari realizări și încă, domnule, trebuie neapărat reales. Pe de altă parte, această dihotomie între uniforma lui de militar și partidul care l-a lansat. Nu există nicăieri în lume partid liberal condus de un militar. Pentru că liberalismul e civil, nu e... N-are ierarhii militare și nici nu tropă militarist. E
un partid cu mare îngăduință. E rezervă acum, totuși, domnul. E rezervă, dar totuși nu... Da. Are carieră de militar. Da. Deci nu-l vedeți candidând la alegerile prezidențiale. El e totuși luat ca un băiatul de mingea lui Iohannis, știi? Și asta, de obicei, președintele era locomotivă pentru... Ori Iohannis nu mai e locomotivă, nici drezină, nici cărucior de butelie. Să știți că l-am avut pe fostul premier Ludovic Orban invitat și mi-a spus că, după părerea sa, Iohannis plănuiește să devină premier, să fie președinte de la PSD și Iohannis premier să rămână în continuare la butoanele puterii și în fruntea știu, PNL. Nici pomeneală, nu. N-are nicio șansă. Nu-l vedeți în continuare în politică. Nu. Doamne ferește, dăm o bucată de lemn să bat în lemn. Păi înseamnă că România se duce la vară dacă ar fi premier Iohannis. Păi ce suntem în Rusia unde... Se schimbă Putin cu Medvedev. Medvedev fac ce schimb, nu. Dar ce carieră îi vedeți lui Iohannis? Lui Iohannis? Neantu. Va duce neant. Că nimeni nu-i va da funcție în... În Europa? În Europa. Nici o funcție. Nu e... Nu. Îl vedeți pensionar la Sibiu, deci? Da, cred că va pleca, după părerea mea. Nu. Unde va pleca? Cred că va pleca la părinții lui. Acum, la bătrânețe? Păi da, a plecat în 90, când avea 31 pic de ani. Păi îi lasă aia moșteniri, casele. Are și pe acolo, probabil, o casă, și... da. Nu, nu-l văd să mai existe în politica românească. De Chelemen Hunor, ce părere aveți, vicepremierul României? Chelemen Hunor este unul dintre cei mai inteligenți politicieni români. Vorbește impecabil... Românește mai bine decât românii. De mai mult bine decât nu români. Este scriitor, are și această calitate și un scriitor talentat. L-am întrebat dacă mai scrie poezii. Nu e fanatic. Că mai scrie, da. Nu e un om fanatic, da. Să zici că e de ăsta, știi? N-are nici două fețe, cum se întâmplă în această chestie, știi? Dar nu va mai candida, că nu are... Avem aici CV-ul domnului Chelemen Hunor, a fost profesor de filozofie, da, la Universitatea Babeș-Bolyai și a terminat și medicină veterinară. Da. Și e însurat, mai are o calitate, e însurat cu o româncă. Asta mi se pare cea mai mare calitate, da, nu? Deci îl vedeți, va candida și el pentru, de fapt a candidat... La președinție nu cred. Nu la președinție, pentru un nou mandat la șefia UDMR. A, va ieși liniștit. Da. Acolo există o rigoare și o înțelegere... Ei nu-ți ca... Tu nu vezi la noi numai trădări în cadrul partidului. Ce-a fost la liberale, așa, nu? Cu toți, cu cuțitele la spate, știi? Păi și acum aș pregătesc cuțitele. Păi da, sigur că după da. Căderea guvernului, da, Ciucă, da, vă dați seama, da, ce va fi, da, PNL. Da. În UDMR, UDMR a fost condus vreo 15 ani sau 16 de Marco Bello, da, și în 2011 a venit Chelemen Hunor. Deci și el era tot scriitor, interesant, da, știi că uite la ei... Și înainte a fost domnul Coșgheza, pe care l-ați cunoscut, da, nu? Tot scriitor și el, și mă rog, o mare figură, mare figură domnul Coșgheza, prieten de-al meu. Ați fost prieten cu domnul Coș? Foarte bun. Era directorul editurii Criterion, fusese membru comitet central, nu știu, făcuse o carieră mare, dar nu era genul de activist ăsta, din contră, știi? Avea și umor, era... Știi, când eram eu arestat la domiciliu, m-am întâlnit cu mai mulți scriitori pe stradă, erau securiștii după mine și dacă eram oprit, Ion Alexandru. Pac. Mi-a vrut să-mi dea 100 de lei, că știa că n-am servit și am doi copii de când. Mâna la spate, nu știu ce... Tovarășul Vasile Băran, secretarul de partid, care mă dăduse afară din partid și trebuia să le dau carnetul înapoi. Și când să vină băieții, l-au luat, i-am spus, băi, e Tovarășul Vasile Băran, secretar de partid, așa, în fine. Și i-am spus, Vasile, dacă vrei să vii, vino acasă și îți dau. Nu, lasă, a fugit disperat. Am rămas cu carnetul de partid. L-ați arătat aici. Dacă vine Partidul Comunist la putere, îl am așa la... Da. Ies la înaintare imediat. Glumesc, evident. Deși Partidul Comunist... Va reveni? Va reveni. Ați văzut, a scos un scor foarte bun în Austria, acum, într-o regiune. Într-o regiune din Austria, Partidul Comunist a scos un scor foarte bun.
Păi vor apărea acolo mai mult. În România lumea a fost sătulă totuși de comunism. Dar în țările astea occidentale se va reaprinde. Da, stați puțin că dacă ne uităm pe sondaje, vedem că Ceaușescu încă are o notorietate foarte bună. Îi bate pe toți președinții. Ce pe toți președinții? A fost un sondaj, cele mai mari figuri din istoria României, Ceaușescu era pe primul loc. Pe urmă era Ștefan cel Mare. Așa că nu e nicio problemă. Da, dar stai... Am plecat de la domnul Coșgheza. De la domnul Coșgheza. Domnul Coșgheza, când mergeam cu copilul la grădință, de pe Vitolie plecam pe lângă Lupaică, era Lupaică acolo în părculețul ăla, și stătea pe străduța aia unde era grădința cu mine. Și pe strada Venezuela. El venea așa spre mine, știa că sunt cu băieții așa, și eu eram cu Andrei de mână. Și el vine și spune: mă, băieți, știu cine sunteți? Eu trebuie să mă prezint. Sunt domnul Coșgheza, scriitor maghiar, director Editurii Criterion. Vreau să vă spun ceva. Aveți o mare responsabilitate. Mircea Dinescu este un mare poet român, da? Dacă îi se întâmplă ceva, veți da socoteală. Bă, ăștia erau paralizați, adică nu că nu i-au mai cerut buletinul. Nimic. Le-a ținut o lecție, de-au rămas să ia bușbeci, cum să spune, știi? Și a plecat mai departe, știi? Sănătate. De altfel, el pe 22 decembrie a venit acasă la mine, unde știa că sunt băieții, băieții fugiseră de două minute și el m-a luat de mână și m-a dus în stradă și veneau mulțimea aia și l-a strigat: bă, domnilor, el e Mircea Dinescu, mă știau de la Europa Liberă, dar nu mă știau la figură. După voce. Nu după voce, după, că nici fapt, vocea... Da, textele noastre erau citite. Nu, după da. Numele, că mi se dăduseră pe acolo interviul, pamfletele, poezile, nu știu. Eu am apărut la televizor când eram elev la liceu în Slobozia, dar după ce am luat premiul Academiei și trei premii eram scriitorul, n-am mai apărut la vreme de 30 de ani la televiziunea română. Bun. Fiindcă nu scriam cu partidul, nu, în fine, nu mai intrăm în amănunte. Deci mă leagă de el, el mi l-a arătat prima dată pe Ion Iliescu, pe care nu-l știam, stăteam de vorbă cu el și la un moment dat la Casa Scânteii. Și ce mișcă asta, fii atent. Și fii atent, vine o mașină neagră, o Dacia amărâtă, cu una, o Dacia mai bună, într-una era Ion Iliescu și în aia erau 6 securiști. Deci ăștia sunt securiștii care îl însoțesc pe Ion Iliescu, dar nu ca să... Escorta. Ca să vadă că este urmărit. Este sub atenția partidului. Deci asta era cu vreo câți ani? Vreo 4-5 ani înainte de... El era un amărât de director la Editura Tehnică, cea mai amărâtă editură de la Casa Scânteii, știi? Apropo de complotul, ce complot, mă, că erau cu că le taie Ceaușescu gâtul, știi? Au zis așa, au complotat Iliescu. Nu, era un om fricos. Bine, se gândea că-l omoară, că a mai omorât Ceaușescu câțiva de ăștia care... Dacă complota chipurile cu Virgil Măgureanu și cu Nicolae Militar. Aiurea, nici pomenealul, nu mă... Așa era un cartierul prim, erau sub control total. Că nu stăteau la marginea într-un sat și puteau să... Erau paralizați de frică. S-au reîntâlnit, asta e altceva. Că erau prieteni, dar ce complot, să ce? Să ia puterea. Păi cum să o ia? A luat-o că a venit poporul și s-a revoltat și românii nu erau pregătiți să aibă ca polonezii sindicate libere și lideri intelectuali sau ca cehii. Cine era să ia? O băbuță ca Doina Cornea și cu mine trebuia să luăm puterea, da? Că rest, slavă Domnului că... Da, nu v-a interesat atunci în 90 să candidați la prezidențiale? Nu, n-am avut niciodată... Gândul ăsta, măcar. N-am avut ambiții politic, știi? Pentru mine conta bine, meseria mea de scriitor, că eram interzis, nu puteam să mai scriu, mi s-a părut o minune, pot să scriu, știi? Cred că am greșit atunci, nu numai eu, mai mulți intelectuali. Pe de altă parte, când s-au băgat intelectuali români, scriitori în politică, Ștefan Augustin Doinaș și Manolescu, nu știu, n-au făcut o mare carieră, n-au avut cârlig la populație. Nicolae Manolescu ar fi putut face. Da, dar nu a avut cârlig la populație. A făcut Alianța Civică. Exact, era președinte, vrea să candideze la prezidențiale. Înțeleg, vrea să candideze la prezidențiale, dar s-a opus Corneliu Coposu și l-a preferat pe Emil Constantinescu.
Da, bine, Blandiana cred că a fost cea care a tras forile cu Emil Constantinescu, erou care a deschis, a dat cheia de la balconul universității. Care era secretar cu propaganda la universitate. Și ăsta a fost făcut Emil de marele anticomunist. Asta e, săracul. Ne întoarcem la miniștrii noștri. Sorin Grindeanu, vă e simpatic? Sorin Grindeanu e o figură. Da, a scos sute de mii de oameni în stradă în 2017 cu acea ordonanță de urgență, dar între timp și-a... Nu, el mi se pare că are structură de politician, știi? E puțin și alurecos, puțin... Are și un discurs coerent. Deci îl vedeți făcând politică la nivel înalt da, și pe da, viitor? Da, e politician, da. Îl vedeți lider al PSD pe viitor? Nu cred. Nu. Nu. PSD-ii nu-și aleg genul ăsta de oameni mai finuți cum ar veni, știi? Da, nu prea pare din PSD așa. Da, da. Asta e. Într-o competiție între Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, cine credeți că va câștiga? Cred că PSD-ii îl vor alege pe Tudose, care e mai de-a lor, mai... Neauș. Ciobănaș, așa, știi? Ciobănaș. Știți că asta se discută în PSD. Marcel Ciolacu pleacă premier și peste un an jumate vor începe luptele pentru șefia partidului, dacă Ciolacu fie pierde funcția de premier, fie ratează și alegerile prezidențiale. Păi eu nu cred că e sinucigaș să candideze ca președinte Ciolacu. Deci dacă va candida, credeți că îi se încheie cariera? Da. În general, PSD-iștii nu au avut noroc la... De 25 de ani da, la președinții, știi? Și nici el nu are în el znaga și nu cred că va candida. Și aici e cu tăiere de cap. Dacă nu iese, dacă pierzi... s-a terminat, intră neant. De ministrul de externe, aveți o părere bună? Vi se pare că se ridică la standardul funcției? Bogdan Aurescu. Nu, din păcate nu. Eu am crezut în el că e un băiat subțire și o fi săracu, știi? Subțire fizic așa sau politician? Și fizic și ca politician, dar nu. N-are anvergură și nu... Ar fi trebuit de câteva ori să iasă în față, să aibă, știi, nu. Nu. E copil de casa lui Iohannis, nu? Vi se pare că are și el partea sa de vin pe eșecul Schengen? Evident. Evident. Și cu Schengen, și politica noastră vis-a-vis de chestiile astea cu Ucraina, știi? Adică ei devin purtătorii de cuvânt ai Ucrainei. Poți să fii mare simpatizant al Ucrainei, dar trebuie să fii purtătorul de cuvânt al fermierilor români, al cetățenilor români, știi? Și nu, ei nu reacționează omenește la chestiile astea, știi? De, nu... Bogdan Aurescu, și nu doar Bogdan Aurescu, orice ministru de externe a României, cum ar trebui să se comporte totuși să pună țara aceasta pe harta diplomatică a lumii? Mai, diplomația e o meserie foarte grea. În primul rând trebuie să ai vocație de așa. Eu tot spun că asta ne lipsește nouă, de fapt. Noi nu avem diplomați. Diplomat trebuie să fie președintele, în primul rând. Să aibă diplomație, știi? Ori la noi toți sunt bâte, așa, știi? N-au reacții diplomatice, știi? Mari războaie s-au câștigat prin diplomație, nu cu tunurile cu și vorba, cu armele. Cu vorba, care este... Da. Contează vorbele în politică? Foarte tare. Știți că acum suntem în această idee, în acest sunt capitol. Vorbe celebre. Fapte, nu vorbe. Știți, toată lumea spune, nu, domnule, sunt omul faptelor și Ciucă spune la fel. Nu am eu un discurs foarte bun, dar fac lucruri să se vadă. Când scoteam Plai cu boi, care din păcate am abandonat-o și mă gândesc toată să o reiau așa, aveam pe prima pagină câte o figură de politicien și la un moment dat am pus-o pe Elena Udrea, era sloganul Fapte nu vorbe, știi? Fapte nu vorbe, da. Și artistul nostru în reacție i-a mai adăugat la sân ceva în plus, așa, știi? Și era Elena Udrea așa voluptoasă și scria lapte, nu vorbe.
Deci, dar culmea cu, e că nu s-a supărat, că era destul de inteligentă, spre deosebire de ăștia care s-au încrâncenat. Ea avea umor, știi, în... cred că a trimis la ea să-i mai trimitem câteva reviste, să le facă cadou. Asta v-a spus? Da. Da? Ați interacționat vreodată cu domnul Udrea? Da, da, da. A fost la cetate, știi? La cetate? A fost la cetate și în ciuda faptului că... Ca turist sau ca politician? Nu știu ce, cred că era în vizită în zonă, nu știu, cu turismul, cred că era și... era deșteaptă, că știa cum să se poarte și... deși ironii mari la adresa ei și în Casa Venci și în Plai cu Boștii, a rezistat. Eu eram la un moment dat, în primele luni ale lui Băsescu, eu am fost prieten foarte bun cu Băsescu, l-am susținut în campanie, nu voiam să vină Adrian Năstase, știi? Și m-am băgat și în clipul lui cu marinarul, care, către țărani, era cu pălărie, da. El nu era simpatizat de... Era necunoscut în lumea satului, știi? Și eu eram simpatizat de țăran, că tot mă dau purtătorii lor de cuvânt și chiar mă simt așa. Și mergeam la Băsescu, la Cotroceni, urcam scările, știi? Și ea cobora, știi? Și spune, vedeți, domnule Dinescu, ce înseamnă destinul? Unii coboară, alții urcă. Deci avea replică. Doamna Udrea v-a spus această replică? Doamna, superb. Da, avea replică, știi? Da. Numai pleșul pe care eu, că așa m-am certat cu Băsescu, că am insistat să... Andrei să-l ajute. I-a spus, bă, ăsta e marinar, așa, dar îi trebuie unul ca tine, deștept, cu limbi străine, tu ești în Germania, ultra cunoscut, nu știu. Și l-a luat consilier pe politică externă, știi? Dar pentru că Pleș avea un mare farmec și toți ambasadorii când venea și el era, se uita în gura lui Pleșu, de altfel și pe vremea când a fost Emil Constantinescu, era ministru externe și Andrei avea un succes atât de mare că Emil suferea ca un câine, știi, că toți veneau la Andrei să ia interviuri, deși Emil era președinte. Așa s-a întâmplat și cu Băsescu. Și la mama Băsescu nu l-a mai chemat. Și îi dă telefon ambasadorul german și Andrei, mai lucrez la Cotroceni? Da. Păi ce am fost ieri? Nu te-am văzut acum. Păi ce, nu m-a chemat? Interesant, da. Și nici nu mai putea să intre la Băsescu. Băsescu îi se pusese pata pe el, că îi lua fața, știi? Și mergea și îmi spune mie, bă, îmi dau demisia. E un acolo, Udrea, nu cunoșteam. E tot timpul, când mă duc să intru, îmi spune secretarul, e cu doamna Udrea. După o oră mă duc, e cu doamna Udrea. Nu. Ce... În fine, până la urmă l-a înjurat într-un avion, s-a purtat oribil cu Pleșu și în ziua aia, când mi-a zis că își dă demisia, m-am dus și eu și am spus, odată cu Pleșu, plec și eu de la tine, n-ai știu să te porți cu oamenii. V-ați dus la Cotroceni? Da. Deci v-ați întâlnit față în față cu Băsescu? Mă întâlneam, aveam așa, parcă eram șeful gărzii prezidențiale. Mergeați des la Cotroceni? Mergeam foarte des, da. Asta mă interesa atmosfera de acolo. Mă chema el, în primul rând. Dar cum vorbeați? Vă spuneați cum ea Mircea? Măi, vine la mine președintele Academiei, Eugen Simion, mă. Și știi că eu nu pleam cu asta. Vino și tu-l cu noi. Păi zic că e prieten bun cu mine, cum, la Mogoșoaia. Și vino, zice, peste două ore vine. M-am dus, vine Eugen Simion cu un vraf de caietele lui Eminescu. Mare, așa. Superb această imagine. Domnule președinte... prietenul meu, Dinescu, Igor, v-am adus, am scos caietele lui Eminescu. Știi, caietele lui Eminescu sunt groase, așa, cu foi goale, cu tăieturi, mici însemnă, da. Băsescu, mulțumesc, o să le dau fetelor mele și să le studiez, îți dai seama, alea să apucă de studiat. Eba. Da. Eba. Și una alta, nu știu ce, și Eugen, tot îi dea cu cultura, cu nu știu, eu simțeam la Băsescu, zic, Eugen, uite, să-ți spun ceva. Domnul președinte are o meserie, a fost marinar și în porturile lumii a mai fost și el la curve, că e și bețiv și gagicar, așa. Așa a zis. Hai de față cu... Ți amintezi că, Eugen, că aveai tu o studentă chinezoaică cu care veneai la Mogoșoaia pe vremuri. Hai să vorbim de aventurile tale erotice cu domnul președinte. Mama, Eugen îmi dădea pe sub masă așa să fie țărâna ușoară, că a murit de vreo jumătate an.
Și pe urmă s-a relaxat chestia. Sau la un moment dat veneau intelectuali. Și Mircea, vină ăștia, mă, Patapevici, Bilicianu. Bilicianu, nici știu acum îi cheamă, știi că... Și în situațiile astea eram așa mai dezinvol, mai nu știu ce, schimbam așa. Invitat la masă, nu știa să mănânce, că beții vingerea nu știu să mănânce, știi? Tot de unde ați scos asta? Chiftele marinate, știi? Nu, adică nu știa să mănânce în sensul că nu prefera pâncăruri sofisticate. Nu, bețivii n-au, ciugulesc așa, nu mănâncă, știi? Nu ți-am povestit, cred că am auzit cu Berlusconi, când a fost invitat de Berlusconi în Italia, Andrei era încă la Cu brânza, da. Cu brânza aia. Păi, brânza asta puturoasă. Nu, nu le avea cu... Și mai bea un par de vin, mai... În fine, nu era bea o tărie. Dar el bea un whisky sau un vin? Bea whisky, da. Numai whisky. Da, păi, da, e profesionist. Da. Credeam că e mai degrabă o legendă. Cum? Credeam că e mai degrabă o legendă. Nu e o legendă, nu. Băutorii de whisky sunt... și unii sunt de cursă lungă, dacă beau whisky adevărat, că eu... Nu cred în ruptul capului că ce se găsește în România e whisky-ul de la... Că n-are cum să învechească 12 ani în butoaiele alea, sunt luate numai de ăștia bogații. Ăștia se face, se învechește într-o zi. Bagă de la doagele de butoaie și îl colorează, îl fierbe în alcoolul ăla și, pac, 12 ani vechime. Ciuciu, nici pomeneală. Dar nu vă place? Nu vă place băutura ca tare, whisky-ul? Whisky-ul nu-mi place, nu. Am băut coniac franțuzesc în tinerețe. Acum beau numai rachiuri făcute de mine. Palinca din astea? Nu palinca, nu. Țuică, eu nu le trag de două ori. Trag o dată și iau vârful, să aruncă vârful la care nu e sănătos. Și folosesc și o parte din asta mai slabă, așa, pentru mirazmă. Știi că mirazma prunei sau a perei rămâne în țuica mai slabă. Și s-a amestecat cu un rachiu de 45 de grade, așa, cam asta. Bine, înainte de masă beau de obicei. V-ați mai întâlnit cu Băsescu de atunci, de când v-ați despărțit la Cotroceni? Nu, o singură dată m-am întâlnit când am venit în vizită la cetate, în candidat a doua oară și am fost rugat de... era primarul din sat cu Nețoiu, cu care fusese coleg de școală și cu numai știu, erau actori ăștia doi, Țociu și Palade? Țociu și Palade, căreia nu știu, Nețoiu de unde a făcut rost de o sabie, a cumpărat după la bandiții din Craiova, o sabie frumoasă așa, să-i o facă cadou lui Băsescu, înțelegi? Și o mâna Țociu și Palade. Circul de stat, știi? Și era primarul Craiovei, cu care eram foarte bun prieten, știi? Cred că ți-am povestit cum a intrat el, dacă nu, povestesc altată, de la partidul... Da, da, ați povestit cu da, Solomon. Da, povestit, da. Și eu n-am vrut să particip. Am zis, domnule, eu nu vă pun la dispoziție sala aia, așa, și puteți să... Dar eu nu vin, că eu îl înjur în presă și nu vreau să mă dau cu prieten cu el dacă nu sunt prieten, știi? Am fost prieten, nu s-am... Și atunci prietenul meu, cu care am rămas prieten în continuare, fostul primar Solomon? Solomon a spus, prietenul meu, Mircea, îl trimitem în Bulgaria, dacă nu, și a făcut el o glumă așa de... Și atunci am zis, ia mă duc să zic ceva, dacă tot... Și v-ați dus? Și l-am văzut, când am urcat pe scenă, Băsescu s-a speriat așa, știi, că puțin, știi, de intrarea mea vigilioasă. Și s-au întrerupt prea microfonul, nu m-au lăsat să mai zic nimic, aș saluta. Aia a fost ultima intersectare cu el, deci acum, nu știu, 10 ani. Cât. Probabil mai bine, dar când era în campania pentru 2009. Luăm o scurtă pauză de publicitate și Continuăm cu analiza ministrilor. Revenim. Ne-am întors, domnule Dinescu, revenim la miniștrii noștri. Da. Dacă tot povesteați de doamna Udrea, doamna Firea, vă place? Măi, doamna Firea a debutat ca o fată mai deșteaptă din politică. Stați puțin, unde? În politică sau în presă?
în politică, fiindcă ea a făcut o carieră foarte interesantă. A trecut pe la Banca Națională, purtătoarea de cuvânt a Isărescu. Leului românesc. Nu, nu, nu la Banca Națională, a fost purtătoarea de cuvânt a domnului Isărescu în campania prezidențială din 2000. Da. Ai dreptate, da, da, da. Foarte interesant, da. Nu știți că, apropo de Băsescu, că tot povesteați, Băsescu la un moment dat, din răutate, i-a spus doamnei Firea, care candida la alegerile pentru primăria Capitalei, că a fost o piază rea pentru toți politicienii de care s-a lipit. Fie domnul Isărescu a pierdut la prezidențiale, domnul Ponta la fel, pe la, nu știu unde a mai fost, pe la Adrian Năstase sau ceva de genul ăsta. O fi avut dreptate. Da, ea a balansat foarte bine, dar a reușit să reziste în cariera ei politică. Are ceva de vulpe în ea, așa, știi? Nu numai haina. Blana. De blana. Blana de la Pe de altă parte, pe vremea aia au început chestiile alea cu plantarea gardurilor pe străzile principale ale Bucureștiului și o chestie care mă scoate din sărite și este o mare găinărie această chestie de să aperi tramvaile, de să nu mai poți să treci pe calea moșilor de pe o stradă pe alta decât peste un kilometru. Când se va întâmpla un cutremur și va cădea un bloc pe aia, nu vor reuși să vină salvările, că n-au cum să treacă la niște garduri de metal, știi? E o prostie, o țigneală. Nu, e o mare afacere printre altele, știi? Pe de altă parte, erau multe mașini pe linia de tramvai și tramvaiul nu putea să meargă. Fii serios! Și ție ți-e milă de tramvai? Nu mi-a fost niciodată milă de tramvai. Mie mi-e milă de oamenii care... E normal să se întoarcă pe o stradă și să calce cu cauciucul peste linia aia de oțel. Dar nu de tramvai, mi-e milă, domnule Nescu, de oamenii care stau în tramvai. În toate tramvai. Țările din lume nu există așa ceva, să pui garduri în mijlocul străzilor. Și treci peste linia de tramvai. Și în loc să... Acum au băgat din nou niște de-astea de cauciuc, niște... Stâlpișori din aia galbă. Niște stâlpișori. Stâlpișori de aia, da. E o găinărie și asta. Nu mai poți să treci pe linia de tramvai să depășești pe cineva. Adică într-un oraș oricum sufocat de chestia, în loc din contră să mulți stâlpi, să nu știu să lași spațiu, că asta era un oraș programat pentru câteva mii de mașini. Acum sunt milioane, știi? Nu, ei au pus acum, când vii spre Casa Scânteie, pe partea alaltă unde e tramvaiul, au băgat 5 km de astea. De... E o găinărie, o șmecherie. Ce vor ei să demonstreze cu asta? Că n-ai voie să... Nu, că tramvaiul, transportul public are prioritate. Și să lași mașina acasă, să te urci în tramvai și ajungi mai repede. Vă spun... Hai mă, și asta pui de-astea... Păi încă o dată nu e sănătos pentru un oraș așa ceva. Este o prostie și o șmecherie, o găinărie. Deci nu vă place foarte mult ca politician? Asta nu v-a plăcut ca primar general, doamna Firea? Nu pot să spun că am avut o revelație de a fi făcut ceva. Ba da, mi-amintesc că a pus o statuie a fostului principe de Monaco într-un cartier proletar, știi? Numai ca să vină fiica ei să îi tragă panglica. Ce să caute, mă, principele de Monaco? Renier sau cu un mafiot, cu bandiții, cu jucător de cărți, statuie într-un cartier bucureștean. În ce cartier? Nu mi-amintesc asta. Da. Ba da, adică da, știu, știu cu statuia, dar... Este pe Balta Albă, pe acolo, nu știu pe unde au poți. Mi s-a părut așa de nobeală de asta, știi, de prost gust, și să vină fiica principelui și să se fotografieze. Vedea bine poze. Ia și cu pandele cu el. Dar actualul primar al Bucureștiului, Nicușor Dan? Cum? Actualul primar... V-a câștigat votul și încrederea? Nu. Nici asta? Nu. Păi el a continuat politica asta de aia și pare un, iartă-mă, dus cu pluta, știi, nu? Ce primare a avut Bucureștiul ăsta, tu știi că de la Vrancea, marele scriitor, a fost primar al Bucureștiului. Și Pache Protopopescu. Și Pache, au fost niște oameni mari, s-a văzut, au lăsat ceva în urma lor. Nu la niște garduri pe mijlocul străzii, știi? În fine, trist. Ne întoarcem la guvern. Doamna... Mi-e silă de București. Vă-i silă? Pentru că ăsta nu e oraș în care faci de la Craiova la București, cum fac eu, 3 ore, da? Sau și mai puțin, dacă e drumul liber și că s-a mai făcut pe lângă autostrada.
și după aia, la intrarea în București, mai fac o oră jumate de la marginea Bucureștiului până în centru. Când normal ar fi să faci 20 de minute. Este sinistru. Este un oraș cumplit. Să analizăm puțin și pe doamna Ligia Deca, cealaltă femeie din guvern, ministrul educației. Sper că știți cine e. Fostă consilieră a președintelui Iohannis. Tâlvăr. E la apărare. Da. Dar de să ne oprim puțin la doamna Deca. Ligia Deca este un ministru insipid al învățământului care ar fi trebuit să iradieze de bunătate și de iubire față de copii și de profesori. Este o japoneză. Și te amintești când a fost numită ministru, cum a făcut? Da, în fața lui Iohannis. În fața lui Iohannis. Cum îți permiți tu ca președinte să-ți numești tu consilieră ca ministru învățământ? Când aici trebuia un concurs, e o responsabilitate uriașă într-o țară unde învățământul e la pământ, înțelegi, unde ar trebui făcut chiar reforme adevărate, unde ar fi trebuit bani băgați mulți în învățământ, să crească și stima față de profesori și față de școală. E dezastru, e... Numai în Statele Unite și în România sunt ăia trag cu puști în școli și la noi cu cuțitele, că n-avem arme, știi? E jalnic ce s-a ajuns, știi, cu învățământul românesc. Aveți mari așteptări de la noile legi ale educației și de la proiectul România Educată? Nu există, este o fantomă a unui proiect educațional. Se discută acum în Parlament. Da, nu, n-are substanță în el și nici... Ce va lăsa Iohannis în urma sa ca președinte? Iohannis va rămâne istoria României ca omul care a distrus mitul neamțului. În România întotdeauna a existat mitul neamțului, știi? De la Carol. Care, înainte de Carol, știi? Cred că Argheze a spus că, domnule, noi ne trebuie niște nemți, știi? Adică și omul simplu spunea, bă, e o chestie nemțească, da. Șmecherie, calitate nemțească. Șmecherie cu ghivent. Ăsta a distrus ideea de neamțul care, bă, vine neamțul și face. Nu. În rest, ducă-se pe pustii. De domnul Bode? 8 ani pierduți. Stați, 8, 10 vor fi. Domnul Bode? Domnul Bode este un junghi în coasta liberalismului, săracul cu plagiatul lui, cu stilul lui de a... se da mare câteodată cu... În primul rând că sub ăștia poliția a devenit foarte agresivă, știi? Cum a devenit? Ați simțit dumneavoastră? Nu, ce văd întotdeauna la... nu numai la demonstrații așa, în general au ceva... ei uită că sunt plătiți pe banii contribuabilului. Un polițist trebuie să fie tot timpul drăguț, politicos... că ei nu produc acolo ceva și vând, ei produc amenzi doar, și din amenzi și de bani. Da, dar ei sunt autoritatea trebuie, statului. Și ar trebui să fie iubit de comunitate, știi? Să știi, asta e, în țările astea își alege comunitatea, în statele civilizate uneori, polițistul, înțelegi? Asta e, nu? La noi uniforma trezește spaimă sau chestii, nu e în regulă, știi? Deci, e paznicul tău, e cel care are grijă de tine. Și... credeți că va rămâne ministrul domnul Bode? Nu, nu, dispare și el în neant. Ziceți, e unul dintre liderii puternici ai PNL. Da, nu. Acum cât este, nu. Ce înseamnă, mă, unde sunt, câți lideri puternici, cum era Adrian Năstase înainte? Vă lipsește Adrian Năstase? Vă e dor de Adrian Năstase când îi vedeți pe actualii miniștri? Măi, acolo e păcat că el față de ăștia era un om citit și era un om fin și dar avea ceva diabolic în el și... Ați interacționat vreodată cu Adrian Năstase? Ați interacționat? Sigur că da, da. Încă la Cațavenci am avut plăcerea să ne cunoaștem că apărea foarte des cu tot soiul de aluzic, cam cum splusate puțin așa cu el, îmbrăcat în chiloței de damă, nu știu ce, știi? Și la un moment mi-a scris o scrisoare deșteaptă, da? Domnule Enescu, scriitor și artist, nu știu ce, știi? Și
cum de accepți că eu eram președintele Academiei Cațavencu atunci, să apară chestii de-astea, știi, la adresa... Și eu nu sunt homosexual, chiar dacă aș fi. De ce aveți împotriva? Fiecare om are dreptul să fie cum... În fine. Era o scrisoare și am dat dreptate atunci. Am avut și o discuție cu cei din redacție. Am zis, bă, gata, mai să terminăm cu aluziile astea. Și a făcut greșeală de a spus, domnul ăsta, scrieți un răspuns. Și el a făcut prostia să scrie un răspuns și a zis, domnule, dacă mai scrie despre mine că eu am alte obiceiuri, aș putea să mă întâlnesc cu nevestele voastre și... Să le demonstrez că... Să le demonstrez, știi? Că-s bărbat. Și atunci eu eram plecat. Mă întorc, eram la un festival de poezie. Când mă întorc în Cațavencu... Și a apărut această scrisoare? A apărut această scrisoare și a apărut și răspunsul. Răspunsul nevestelor redacției. N-a putut să ne facă nimic. Deci... În fine. Ați mediat un conflict. Dar pe urmă m-am certat îngrozitor cu el pentru că la CNSAS PSD-ul era la putere și avea cei mai mulți, conform legii CNSAS-ului, cei mai mulți reprezentanți. Eu am fost numit atunci de Tăriceanu din partea liberalilor și care aveau mai puțin, doi sau... Ăsta... Algoritm parlamentar. Da. PSD-ul avea 4 și m-am trezit cu un telefon de la Adriana Stase și mi-a zis, domnule Iescu, știți, va avea loc alegerea pentru conducerea CNSAS-ului în colegiu, așa, și probabil că dumneavoastră sau Pleșu sau Patapievici vreți să fiți președinte, dar în mod normal avem și noi dreptul la un vicepreședinte, că suntem așa. Vă opuneți aceste idei? Nu, aveți dreptate. Deci e un tânăr procuror care ar putea fi... Ia regulă, i-am spus. Cine era tânărul procuror? Un tânăr procuror, nu mai știu cum îl cheamă. Nu era notoriu. Cum? Nu era notoriu. Nu. Are loc alegea. I-am spus, dom'le, nici eu, nici Pleșu și nici Patavi nu dorim să avem... Suntem în colegiu, dar nu vrem funcții de conducere. Deci vă spun după acum. Onișorul, care a apărut și el din Neant, a fost numit Dana Blandiana, care s-a dovedit Onișorul destul de alunecos și de... În fine, nu intru în amănunte acum, poate cu altă ocazie. Și cert e că s-a propus ăștia la PSD pe ăsta și a ajuns vicepreședinte un procuror cu pricina, tânărul procuror. Și nu trec 4-5 luni, noi am început să scoatem la iveală dosare. Și atunci era important că nu mai puteai să candidezi dacă... Și pe ăștia i-a apucat spaima de la PSD, că aveau mai mulți băieți cu bube în cap și ăștia nu mai veneau la ședințe, cei 4 corifei, călăreți, așa. Și nu putea să funcționeze, nu puteam să votăm. Și a trecut vreo jumătate de an, CNSAS-ul paralizat. Și suntem invitați în Germania, eu și cu Pleșu, la un festival de ăsta, festival nu era, festival, la o... Este cu Estul Europei, disidența, nu știu ce. Și eram la Berlin și Andrei primește un telefon de la ambasadorul României în Berlin. Asta s-a întâmplat, deci, acum... 20 de ani. Înainte de alegeri. De 15 ani, nu știu. În 2004. Când a fost alegerile cu Băsescu și cu... În 2004 au fost. Cu un an înainte. Deci vreo 18 ani. Domnul ministru, că el fusese ministru, știți, se inaugurează noua ambasadă a României la Berlin, că până atunci erau ambasadele la Bonn. Și aș fi fericit să veniți, vine și primul ministru și domnul Cioană și nu ministrul de externe, da. Și Andrei zice, bine, Mircea, hai să ne ducem că vorbim cu Năstase, mă, să trimită pe Golanea să vină la ședințe la CNSAS. Și ne ducem a doua zi la ambasadă. Adrian Năstase dădea un interviu la nu știu ce ziar, așa, și era Joana, erau mai mulți lideri ai PSD-ului acolo, bucuroși că ne văd, în fine. Și stăteam la taclale așa și apare Adrian Năstase, ce faceți, băieți, așa, cu un aer de jupân? Și Andrei spune, domnul primar, am vrea să discutăm puțin o problemă, avem în legătură cu CNSAS-ul, știți, nu vin membrii dumneavoastră. Și el, dragul meu, să știi că eu nici nu știu cine sunt
acei băieți, adică nu venea de la el chestia. Bă, și mi-a sărit Sandra. Și am spus, domnul Adrian Năstase, eu credeam că dumneata miți numai la televizor, dar văd că miți și în particular. Mamă, când i-am zis, ăștia au plecat toți de la PSD, să nu fie martor la... Măcel. Zic, nu dumneata mi-ai dat mie telefon. Andrei Preșepoameni nici nu știe că procurorul pe care l-ai recomandat dumneata să fie, că aveți dreptul așa, așa. Și acum am venit cu chestia asta după ce că nu știu ce am mai zis ceva. Și, domnule Dinescu, m-a jignit într-un minut de două ore. Așa. Domnule, zic să-ți spun ceva. Zic, domnule, știu că ești arogan că și parcă ești și Iliescu, a zis, dar să zic că au fost oameni mai importanți în politica românească care au intrat în neant. Să nu ți închipui că ești zeul zeilor, și dă-mi voie să-ți spun cum le spunea Stalin unora pe care îi trimitea după aia la gheață. Dă-mi voie, tovarășul Năstase, să le meau la revedere de la dumneata. Și eu am plecat. Andrei Săracu, care era mai politicos, a vrut să mai zică ceva, n-a mai apăsit, în fine. Cert e că după asta vine la mine, cred că Patavie, zice, Mircea, zice, știi, trebuie să rezolvăm aia cu... Suntem invitat la Adrian Năstase, dar a zis că tu să nu vii. Zic, domnul Patavie, zice, oricum nu veneam, zic, și să nu vă faceți iluzii că ăsta e pus cu toate ale fire și nu veți rezolva. S-au dus, bineînțeles, și n-a rezolvat. Tăia tot n-au venit, în fine. Am terminat, Olinescu. Da. Continuă povestea. Și atunci eu m-am certat cu el, nu știu ce, și când a venit Băsescu, am zis, bă, dacă vine ăsta, ăsta e răzbunător. Așa ați ajuns alături de Băsescu. Da. Continuăm săptămâna viitoare. Continuăm. Atât pentru astăzi, ne vedem sâmbăta viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Salut. Insider Politic.